Doamne că din bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale în care vom învăța astăzi, sper să învățăm, folosesc întâia plural pentru că tot timpul vom avea de învățat cu toții, despre rugăciune între tipicul și profunzimea simțirii ei, există un tipic, există o stare și vom vedea acestea în dialogul pe care l-a purtat Părintele Arsenie Papacioc, invitat pentru aceasta la Sihăstria de Părintele Ioanichie Bălan, după cum știți bine. Dacă cumva la acest subiect sau poate și alte frământări ați avea și ați vrea să puneți întrebări, nu ezitați, luați un telefon și formați numărul prezentat pe ecranurile dumneavoastră în cadranul roșu. Iată-l aici să fac așa o încercare de indicare. Nu cu degetul nu trebuia, dar mă rog să-l vedeți bine. M-aș bucura să intrăm în dialog, să vedeți ce bine este. Haideți să mai întâi să vedem dialogul purtat de Părintele asenie Papacioc și e balan și călugării din Sihăstria. Mulți credincioși spun că au slăbit în rugăciune și nu se mai pot ruga. Ce să facem să avem Râvnă și Evlavie la Sfânta Rugăciune? <laughs> în primă fază, cel care întreabă zice mulți credincioși. Aparent problema era a altora. Pe care pe parcursul enunțării problematici puse în întrebare, își asumă ce să facem să avem râvnă și evlavie la Sfânta Rugăciune. Se poate ca și dumneavoastră. Cu toții, de altfel, gustăm acest, această sinusoidă, această oscilație a stării noastre de profunzime în rugăciune. De regulă se întâmplă ca atunci când un om începe orcușul său duhovnicesc, îl descopere pe Hristos, îl descopere pe sine, înțelege sensul rugăciunii și începe a se ruga, vine harul cel mânghietor al novicelui. La început simți o dulceață și o mânghiere în inimă pentru întoarcerea ta către Hristos bucuria aceea a întâlnirii dintre păstor și oaia rătăcită, oaia care rătăcea și se simțea pierdută, păstorul care a ieșit din stână în căutarea ei și a apucat să o găsească înainte să o găsească lupul, e, acea stare de bucurie o simte omul. Este adusă oaia în stână și ușor, 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 acea dulceață și bucurie de început începe să se atenueze, devine așa o stare aproape permanentă de pace, de liniște, dar nu are acea ap... punct apoteotic, să spunem așa, al simțirii din momentul reîntâlnirii. Haideți să vedem ce a răspuns părintele la Senie Papacioc. Și o să vedeți de fapt de ce am făcut acest preambul al uh, răspunsului părintelui. Nu trebuie să încetăm a ne ruga măcar cu mintea. Măcar cu mintea, da, pentru că, după cum spunea părintele Cleopa de altfel, viețuitor la Silestria, știți bine, nu? Atunci când a fost întrebat, părinte, cum să ne rugăm, părintele Cleop a răspuns: Să citești cu ochii, să înțelegi cu mintea și să simți cu inima mai frate. Aceasta însemnează, să spunem, o, o stare de rugăciune aproape de desăvârșire nu știm noi cât este de desăvârșită, cât este de desăvârșită, o evaluează numai Bunul Dumnezeu. În schimb, se poate întâmpla ca simțirea inimii să scadă. Dar măcar din disciplina. iată, nu trebuie să încercăm a ne ruga măcar și cu mintea. Măcar cu mintea. Ne rugăm aceste momente de vid, în ce privește starea inimii, ori de urcuși, ori de coborâși, se constată de fapt, vorbesc chiar ei și în lumea sfinților, sfinții au mărturisit că au avut aceste oscilații în viața lor duhovnicească. Momente de vid de urcuși sau de coborâși care nu sunt decât pentru smerenia lor. Au fost pentru zmerirea lor și le avem și noi când le avem, cum le avem, fie pentru bucurie, fie pentru zmerire. Și să înțelegem dacă este foarte ușor de înțeles că ne bucurăm atunci când suntem într-o stare extatică la rugăciune deosebită, cum ne este nou spre zmerire momentul de, decă, de cădere a simțirii, pentru că la un moment dat, cu ajutorul Lui Dumnezeu, rugându-ne măcar și cu mintea, ușor, ușor ne pornim și cu inima și ajungem unde trebuie. Acolo unde trebuie ajungând, se poate să te muște mândria. Doamne, ce mă rog eu, ce bine mă rog, cât de profund sunt la rugăciune. Pentru a nu pica în mândria aceea, iată, memoria momentului tău de cădere din care ai fost urcat cu ajutorul Lui Dumnezeu îți este spre smerire. Cauți ai iată pricina pentru care te vei smeri, pentru care nu te vei mândri. Îți vei păstra bucuria, o vei păstra ca pe un dar. Vei fi mulțumitor înaintea lui Dumnezeu și nu te vei mândri, pentru că se, poate și din frică, dar nu cădea din nou. Iată, rămâi într-o smerenie, în bucurie și în mulțumire, adus lui Dumnezeu că ai această stare de dulceață, dar nu te mândrești pentru ea pentru că e un dar de care ți să-l pierzi. Și ți cât poți de mult cu dinții de el. Dumnezeu cumpănește darurile cu fiecare pentru un echilibru duhovnicesc. Unii pierd din calitatea rugăciunii. Altora care s-au rugat cu inimă smerită le-au venit un fel de mângâiere. Exact ce spuneam, nu? Și apoi cu părerea de bine se roagă numai să devină mângâieri. Momentele acelea de revenire de după cădere pot fi păstrate cu memoria momentului de cădere, dar pot fi stricate cu memoria începutului când ai avut acea întâlnire, reîntâlnire cu Hristos ca o aie pierdută și a avut apogeul simțirii, dulceața aceea de rugăciune pe care acum o vrei, îți dorești din nou acea stare. Te rogi să primești starea. Lucru care de fapt este o capcană. Ne atrage Părintele Arsenie, iată atenția asupra acestui lucru, se roagă numai să le vină mângâieri dar este o simplă amăgire, un fel de a ne tângui, Doamne, cum mă rugam eu atunci? Și astfel de mângâieri pot veni, dar pot veni și de la diavol. Um, un soi de astfel de mângâieri, aparent extatice, care pot veni de la diavol, și care nu, 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 nu nasc altceva decât mândrie, că simți, zice părintele, că simți falsa satisfacție a amăgirii. Ce falsă satisfacție vine din această amăgire? Se întâmplă nu odată, din păcate, noi, duhovnicii, întâlnim astfel de stări la unii dintre creștini care vin la spovedit, dar nu vin să se spovedească de păcate ci vor, vin aproape să se laude că mie mi s-a arătat Mântuitorul, mie mi s-a arătat Maica ca mie, eu, am meritat să mi se arate Mântuitorul, să mi se arate ca Domnului. Um, și imediat este amendat, de fapt, duhovnicul, de îndată ce încearcă să-i să, să explice omului, ai puțin răbdare că nu sunt lucrurile exact așa. E, nu știi tu. De fapt, tu probabil nici nu ești demn de ce ți-am spus. Ceva de genul acesta. Și atunci este foarte greu, pentru că omul este deja furat. Deja furat și are mândria aceea a unui creștin într-o stare duhovnicească <coughs> deosebită, certificată, această înaltă stare duhovnicească de falsele arătări și stări extatice aparente. Diavolii sunt bucuroși să te țină în starea aceasta de falsă liniștire ca tu să rămâi insensibil de față de adevărata mângâiere a unei rugăciuni Ruptă din inimă. De fapt, cum trebuie să ne, ne rugăm? Ne rugăm din iubire și fără un interes pentru o stare. Nu starea trebuie să o urmărești, ci să te rogi cu inima smerită. Fără interes și fără oprire. Interesul este doar acela de a vorbi cu Dumnezeul cel iubit de tine. Să fii în legătura rugăciunii cu El. Nu aștepți răsplată. Din smerenie, nu aștepți o răsplată într-o stare, nu știu de care. Ia când vine, ia ca pe un dar, mulțumește lui Dumnezeu, nu te vedea pe tine a fi Mare vrednic, mare, știu eu, merituos înaintea lui Dumnezeu, pentru darul care nu e altceva decât o mângâiere. Ia ca o, o copie, mângâiere nemeritată. Și atunci, nici nu o vei pierde, nici nu vei greși. roagă te smerit merit să aduci pe Dumnezeu în Inima ta decât să te înalți cu mintea și să te rătăcești cumva pe sus că mai bine este să nu fii nimic decât să fie răul altcuiva și nu al lui Hristos. Doamne, reiau și explicam puțin. Roagă-te smerit să aduci pe Dumnezeu în inima ta. Iată un scop încât decât să te înalți, pardon, decât să te înalți cu mintea și să te acești cumva pe sus. Mă înalți că eu am avut vedenie, mi s-a arătat mai ca Domnul, mi s-a arătat Mântuitorul Hristos, mi s-au arătat îngerii, am auzit cântări. Te arătăcești cumva pe sus, rămâi acolo cu imaginea despre un virtuos rugăciun, rugător, imaginea ta așa o porți, că mai bine este să nu fii nimic, să te smerești, să nu te consideri. Cel mai bine este să fii smerit decât să fii eroul alt cuiva, adică al diavolului și al alt cuiva în exterior. Pentru că se întâmplă bună oară, mai să să când există rugăciune de obște în biserică cu preotul sau se adună mai mulți creștini la un loc pentru diferitele trebuințe duhovnicești, să caute să își aducă în minte și în inimă și să producă altora stări cu o iscusită tehnică de rugăciune, de o manieră aproape teatrală și care să te transforme pe tine, cel care poate ai condus acea rugăciune de obște, în eroul celorlalți. Roagă-te smerit. Roagă-te smerit și atunci nu vei fi eroul decât al lui Hristos pentru că îl va aduce pe Hristos în inima ta și îl va aduce de o manieră cu minte și smerită și inima celorlalți. Care, văzându-ți smerenia, nici nu vor îndrezni să te tulbure cu vreo laudă, să-ți aducă, vreo, vezi, Doamne, vreo mulțumire și o laudă încât să-ți strice stare. Vor mulțumi lui Dumnezeu și atât. De rugăciune avem nevoie, fără de nicio încetare. Pentru că este cuvincios să fim mereu cu Dumnezeu? Nu? Este bine să fim cu Dumnezeu și apoi suntem pândiți de asemenea de cel rău fără nicio încetare. Iată două motive pentru care trebuie să fim neîncetat în rugăciune. Pentru că este cuvincios să fii cu Dumnezeu și este bine. Să fii cu Dumnezeu neîncetat. A fi cu El ne este nouă de folos? Și suntem pândiți fără, fără încetare de cel drag. Mina lui Dumnezeu este cu noi. Să nu se teamă nicio inima plecată, căci suntem răscumpărați de sângele Mântuitorului și prețuim deci cât prețuiește El. Atenție la acest lucru pentru faptul că Doamne, prețuim cât prețuiește El. Adică Prețul nostru este cel pe care El l-a pus pe noi. Noi avem, poate, poate, zic, diferite repere după care ne orientăm și ne prețuim unul pe celălalt la anumite nivele, la anumite valori. De fapt, cu toții avem o valoare imens de mare. Dar dacă am putea privi prin ochii lui Hristos, cel care atât de mult ne-a iubit, atât de mult a iubit și Dumnezeu Tatăl, încât pe unicul său fiu, care a acceptat acest lucru, l-a dat și acesta s-a jertfit pentru păcatele noastre. Iată cât de mult prețuim de fapt. Sunt mulți care, dacă se roagă cineva din ai lor, tare interesant acest aspect al rugăciunii celuilalt pentru tine. Sunt mulți care, dacă se roagă cineva din ai lor, sau mulți alți trăitori creștini se amăgesc să creadă, măcar că vor trăi într-o continuă nepăsare, că vor avea și fericita binecuvântare a acelora. Am dat pomenice la, la șapte mănăstiri, m-am dus în duminica aceasta la trei biserici, la trei liturghii și se roagă aceea pentru mine și sunt apărat. Dar tu nu ești în rugăciune. Și apropo de lucrul acesta, mulțumesc Dumnezeu că mi-a venit în minte să vă zic treaba aceasta. Nu încurajează biserica cu niciun chip. Practica aceasta ca duminica creștinul să meargă la cât mai multe liturghii. Vezi, Doamne, să fie pământ nu știu câte liturghii. Liturgia este una, în cer și pe pământ, pentru că unul este Hristos, cel jerfit în toate bisericile. Și atunci nu ai nevoie de a fi pomenit în aceeași liturghie numai decât la toate liturghiile Poți să faci acest lucru cum? Duminica asta te duci și rămâi în liturghie într-o biserică și ai lăsat un pomenic pentru mai multă vreme. Duminica viitoare, dacă vrei numai decât, te duci în altă biserică. Și lași acolo pomenic pentru mai multă vreme. Dacă vrei să obții această plurii rugăciune pentru tine. Dar tu de fiecare dată să fii și tu în liturgie, nu să fii pe drum, pe cale, împrăștiat, rupt, franjul făcut la suflet, pentru că trebuie să fii și colo și acolo, și acolo, și nu ești în nicio liturgie. Faci bucurie diavolului pentru că te-a scos cu această idee pseudo-duhovnicească, te-a scos din liturgie. Așadar, E bine să se știe din vreme că, și îmi plac citatele astea pe care Părintele Arsenie le a dat, sunt din doi mari coloși ai culturii universale. Putem spune. Chiar dacă unul este român, este un om al culturii universale, Nicolae Iorga. Zice așa, prin florile lor, buruienile câmpului se roagă în zadar să fie iertați de coasă. Iorga. Și un alt citat, foarte lămuritor în sensul acesta: Nu este rușinos pentru un om de a cădea strivit de dureri, ci este rușinos de a muri nepăsător și istorbit de plăceri. Blaise Pascal. Da, sunt cele două lucruri, cele două stări între care omul pendulează. Ne rugăm unii pentru alții, ne bazăm unii pe rugăciunile celorlalți. Și ne bazăm pentru că și noi suntem în rugăciune cu ei și pentru ei și pentru noi. Și acum vom vorbi despre cărțile de rugăciune o preocupare a multora iată și cei care l-au întrebat pe Părintele zic ce rugăciuni și cărți de rugăciune recomandați călugărilor și mirenilor? nu mă gândesc să amintesc aici atât de rugăciunile tipicului zilei care se fac ci e bine să mă gândesc mai mult la ceva permanent nu atât la a înșirui cuvinte, cât la a te educa și a antrena în iubire, într-o stare de simțire, de vibrație a sufletului tău. Această tresărire cu ființa, cu unui suspin, aș încerca să o recomand. Domne ce ce ai legat, aș îndrăzni să o recomand. Aș încerca să o recomand. Marele Arsenie. Alți impostori al a zice să faci așa, să faci așa, să faci așa. Imperativul. Suplețea și rafinamentul lui Arsenie Papacioc se vede și în acest mod de adresare. La care am mai făcut referire. Știți că îmi place, v-am spus și altădată, mult de tot. Felul cum răspunde atunci când îi se cerea un sfat, o părere. Părintele nu spunea, nu, nu fac lucrurile la, fă așa. Nu folosea imperativul. Nu. De ce? Aș fi de părere să faceți așa. Sau n-aș fi de părere să faceți asta. Finețe și rafinament. Sfântul Agaton zice. Cine se roagă numai când se roagă, acela nu se roagă. Aparent de neînțeles. Dacă tu ai impresia că ești în stare de rugăciune doar atunci când ți-ai propus să te rogi cele 5, 10, 15 minute, o oră, te-ai așezat în fața icoanei, în poziția în genunchiat, ai luat cartea de rugăciune și ai început să citești rugăciune tipiconale pe care ți le-ai propus să le citi. Fie doar rugăciunea de seară, seara, cele de dimineață, dimineața, fie și un paraclis, o catismă, mă rog, ce, ce dorești a face. Dacă doar atunci te rogi și în restul nu, acela nu, te rog, acela nu se roagă. De fapt, rugăciunea trebuie să fie, iată, o spune un sfânt pe care îl citează Părintele Asenie, nu este rugăciune. Este vorba deci de a-L face simțit pe Dumnezeu, pe Maica Domnului și pe oricare sfânt în inima ta cât mai continuu. Aceasta ar ține luminița sufletului tău aprinsă și va fi mai greu ca acel suflet să fie atacat. Trebuie știut că mulți se teme diavolul de omul treaz, cât mai treaz. Rugăciunea este un mijloc neapărat folositor, dar trezvia este un scop atins. Când este, este un scop atins. Recomand rugăciuni către scumpul nostru mântuitor, către Maica Domnului, mai ales paraclisele, mângâierea neadormită a sufletelor noastre. Avea, avea o vie deosebită către Maica Domnului și chiar recomanda paraclisul Maicii Domnului cu multă căldură rugăciuni către Sfântul Înger Păzitor și la nevoie și evlavie către orice sfânt. Cărți de rugăciune pentru oricine, cele care sunt, că de altfel este nevoie mai mult, de fapt, decât de cartea ta de rugăciune, de inima ta. Ce cărți sfinte recomandați, iată, lectură sfântă, ce cărți sfinte recomandați pentru citit călugărilor și mirenilor? Pentru că lectura în biserică fie este dintr-o carte de rugăciuni, dintr-o carte de tipic al rugăciunii și al slujbei, ceaslovul, liturghierul, molitfelnicul, panichida, agiasmatarul pentru preoți, ceaslovul, cartea de rugăciune, acatistierul, saltirea, pentru creștini, și pentru călugări de altfel, da? Și există și cărți din care citim, lecturi sfinte. Ne vorbește Părintele Asenie, Mica Filocalie, Părintele Arsenie, Părintele Paisia, Ioritu, și câte și mai câte, nu? Dintre toate, de fapt, cea mai decăpătâi lectură sfântă pentru orice, orice creștin, că e călugăr, că e mirean, Sfânta Scriptură știm cu toții, nu? <laughs> Spune și Părintele, recomand călugărilor mai întâi Sfânta Scriptură. După care, neapărat, iată, o ușoară notă de imperativ, dar cu multă convingere și cu dulceață dată, după care neapărat, Patericul egiptean și patericul românesc. E, vorbea, iată, cu autorul Patericului Românesc, Părintele Ihanichie Balan, dar nu doar ca să-i dea satisfacție autorului, ci ca să vadă și ceilalți că este de mare preț această lucrare și de mare folos. Nu numai pentru sine, pentru că o citise Părintele și o recomanda, iată și fiilor duhovnicești. Pentru că sunt părinții pământului tău, părinții cei a căror învățătură sunt cuprinși în patericul românesc. Și îți dau îndemnuri nebănuite și râvnă să cunoști și să împlinești. Apoi, viețile sfinților, scrieri ale sfinților părinți, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, Chiril al Alexandriei, Justin Martirul și Filozoful și cât și câți mulți alți sfinți părinți. Filocalia, Urmarea lui Hristos, o lucrare pe care e bine să o citească orice om. Pentru cultura generală, recomand scrieri despre arta ortodoxă, pentru stil și armonie mai ales. Și pentru oricine, orice carte sau publicație religioasă, mai ales cu pregătire la moarte. Memento mori așa de încheiere, să spunem. Adică tot ce faci, să nu-i să te gândești și că vei putea muri oricând. Și atunci totul îl faci căutând să câștigi fiecare clipă, pentru că nu știi în ce te găsește moarte. Și cauți să fii găsit în fiecare clipă, în cele în care vei fi judecat și după ce vei fi judecat, rânduit la la rai. Așadar, numai decât avem nevoie de o stare curată și smerită la rugăciune. Avem ce cărți de rugăciuni să folosim, dar nu ele sunt scopul rugăciunile tipiconale, ci starea de smerenie profundă din inimă plecată rugăciune. Iar când nu citim rugăciuni, ne îmbogățim mintea și sufletul cu lecturi sfinte. Să luăm aminte să ne fie de folos, Doamne ajută iubiți credincioși!